găsit la acest curs de AdWords. Numele meu este Flavius Noja și în acest mini curs vei învăța cum să setezi o campanie de AdWords și cum să o optimizezi pentru a atrage mai mulți clienți pe site-ul tău. Pentru început trebuie să știm ce este Google AdWords. Google AdWords este un serviciu plătit de la Google pe care noi plătim o sumă de bani în funcție de cuvintele cheie pentru ca Google să ne afișeze cuvintele cheie lăsate de căutare. Spre exemplu, zicem că vrem să targetăm să facem reclamă pe AdWords pentru acest cuvânt cheie AdWords. Vedem că aici anunțele care sunt cu ad în față, 1, 2, 3 și să vedem dacă mai este mai jos, de obicei apare și mai jos alte anunțuri, sunt cele de pe AdWords, adică cele care au ad înainte sunt cele de pe AdWords. Adică oamenii plătesc ca să apară mai sus fără să facă optimizare SEO. Pentru început, ca să ne creăm un cont de AdWords, trebuie să intrăm în AdWords la Google. Să dăm click aici pe AdWords Google, apoi Google ne va duce pe pagina de AdWords, vedem contul nostru, avem un customer ID după care Google ne înregistrează, apoi Google ne va zice multe detalii despre afacerea noastră, adică noi trebuie să dăm multe detalii. Spre exemplu, bugetul, cât buget trebuie să avem pe zi, locația, e foarte important să adăugăm locația noastră, sau pe care o targetăm, networks, putem alege multe network-uri, cum ar fi search network sau display network, e bine să alegem pe amândouă, cuvintele cheie, asta doar la început, o să aflăm mai departe în acest curs cum să alegem cuvintele cheie potrivite, bidul, adică cât licităm pentru un anumit cuvânt cheie, fie automat, putem alege sau fie manual, să zicem 0.5 lei, este doar un exemplu fictiv, text ad, să zicem ad-ul nostru, în care adăugăm landing page-ul pe care pagina va ajunge omul când va da click pe anunțul nostru, un titlu, de fapt în două titluri, care apar aici, vedem că deja AdWords ne scrie, vedem și landing page-ul și descrierea noastră, vedem că ne zice câteva sugestii, să folosim un call to action clar, să adăugăm cel puțin un cuvânt cheie targetat, să capitalizăm primul cuvânt, să adăugăm cuvinte prețul specific sau promoții și mai departe. Apoi dăm save în continue, după care ne va duce pe pagina de payment, billing country, alegem România și mai departe dacă avem oferte. Adăugăm numele afacerii și toate celelalte. Mai departe vom vedea cum să alegem cuvintele cheie potrivite pentru contul nostru de AdWords.